iert, te iert că am fost toxic cu tine. Nu te-am învățat, doamna Măta, să vorbești mai frumos. Mă, Kevin, tu știi ce aia iarbă? Ha? În episodul de astăzi i-am adus lui Darusel 2012 un abonat cu care să se dueleze pe blog de și în Stumble Guys. După cum bine știți, Darusel este copilul toxic din episoadele trecute și am vrut să-l pun la o nouă provocare. Dați un like dacă mai vreți episoade cu Darusel. Darusel, ți-am pregătit o surpriză astăzi, vrei să o vezi? Deci fii atent, o să intre în următoarele secunde, 3, 2, 1 și... Bam, bam, a intrat Kevin. Salut! Fii atent, Darusele, vreau să te duelez cu Kevin, care este un abonat și a zis Kevin că te va bate, că e mai bun decât tine. Ce părere ai despre ce a spus el? Eu nu cred în oamenii care nu mi-arată ce pot ei. Păi o să-ți arăte astăzi, da, aia este aici. Da. Hai, fii atent, jucăm bloc de aici. Eu nu o să mă bat, eu o să mă omor și o să vă văd pe voi, să vă bate, să vă duelea, să vedem care e mai tare. O să facem, cred că, 3 meciuri. Cine câștigă mai multe din astea 3, ăla e mai bun. Și primește ad? Dar, Usele, dacă ești tu, nu primești ad. Gata, prima rundă, dar, Usele, succes să-l bați pe Kevin, că nu cred că o să-l bați tu, adică eu sper să nu-l bați. Eu n-am nevoie de succes, că el este deja mort. Este deja mort, pe eu îl văd în viață. Eu am viață. Mă, Kevin, tu știi ce aia iarbă? Da, aia care o mănânci tu în fiecare zi. Îți place, așa e bună. Ia! A, mă. Aoleu. Mamă, dar Usele, ce ai mă de face așa? M-a dat turbarea câinelui. Păi știi mă, ta. Sunt gata să te pap. Da. Bă, nu te-a învățat doamna Măta să vorbești mai frumos? Aoleu, ce de Măta să le faci tu? Da, Măta, să pescuiești cu scula. Da, mi-o pescuiești tu mie așa bine. Așa. Da, spate tu. Cei care vă uitați la videoclip, apropo, dați și voi un like dacă încă n-ați făcut-o și abonați-vă cu clopoțel. Ca să-l mai aducem pe Darusel, dacă... Nu-l mai aducem. Dacă nu facem 100 de like-uri la videoclipul ăsta, Darusel nu o să mai apară niciodată pe videoclipuri. Huh? Uite omul meu ce spamează. Ah, eu nu fac nimica. Ok, bravo ție. Păi, ești cel mai lung copil de pe planeta asta. Uite-o la cum joci. Ai prea un noroc, bro. Eu te-aș bate în prima secundă. Bravo ție, frate, n-am ce să zic. Așa ta! Norocu! Dar Usele, de unde ai tu mă skin-ul ăsta? Că tu parcă nu băgai bani în jocuri. De unde ai tu skin-urile astea? Așa miște. Am băgat gemul și am avut noroc. Păi și skin-ul roșu cu ăsta, numele roșu de ce l-ai? Cum l-ai? Na mă, eu sunt youtuber. Am filmat cu mai mulți youtuber. Mai faimos la tine. Păi dacă ai filmat cu youtuber, nu înseamnă că ești tu youtuber. Ce mă? Mi-a făcut promovare, că am bătut la 1v1. Hai să vedem dacă îl bați pe Kevin. Dacă îl bați pe Kevin, îmi dai ad. Îți dau ad, nu-ți dau niciun ad. Îmi faci promovare. Bă, dar nu știu, ești cam slab. Deja prima rundă Kevin a câștigat. Nu știu, mai sunt. Fii atent, Kevin, dacă câștigă meciul acesta, dacă îl câștigă runda aceasta următoarea, tu o să pierzi, papa. O să fie 2-0 și practic a câștigat meciul. Două din trei. Nu știu, vedem. Fii atent, o să lăsăm decizia abonaților dacă o să-ți dau ad sau nu. Cine câștigă, okay. O să lăsăm decizia abonaților să scrie acolo în comentarii. Deci voi, cei care vă uitați la videoclip, scrieți în comentarii dacă vreți să-l adaug pe Kevin sau pe Darusel. Bine, cine câștigă, vedem și să vedem pe cine adăugăm, dacă vreți. Dacă nu, nu îi adăugăm pe niciunul. Ok, și a doua rundă a început, Darusel, vezi că nu prea e bine de tine, că dacă pierzi acum ai pierdut tot și nu o să ai șanse deloc la ad. Deci Kevin poate o să primească ad. Asta dacă vor abonați, cine știe, dar hai să vedem ce faceți voi acum. Să mai stau și așa puțin. Hai că mai stau și puțin, dar o să mă arunc. Nu o să stau, eu să mă joc ca lumea. Încearcă să faci un refire. Bă! V-aș dus amândoi, dar practic într-un fel, dar Usel ar fi câștigat. Deci 1-1, 1-1, ceea ce e bine. Vedeți că e ultima rundă acum, e ultima rundă, sunteți la egalitate. Cine câștigă acum primește ad sau nu se știe, asta depinde de public. Runda finală, dar Usel nu știu ce faci, că s-ar putea să pierzi. Kevin, hai, vedem ce facem. O să te bat, o să te sparg. Dar Usele, vezi că cam pierzi, dar Usele, nu știu de tine. Uite, hai Kevin, că mor. N-a murit. Fii atent că n-a murit. Fii atent, dar Usele, că ai competit, dar Usele. Mă, ala a fost noroc, el oricum e nab. Ba n-a fost noroc, a fost experiență. Că acolo am avut și eu noroc de multe ori. Ceea ce tu nu ai și nici n-o să ai. Adică eu n-am noroc, păi eu am skill, mersi.
Zic că n-ai experiență. Oh. Oh. Ah, dacă te-am în inimă. Mama, asta că am avut lan. Hai, Daruxele, hai, Daruxele, că pierzi. Oricum, să știe am clar vrei, că la tine o să zică vrei. Lumea să nu-ți dau cerere de prietenie. Nu o să zică toată lumea. Deci... Mersi, poate. Dacă câștigi tu, Daruxele, 100% nu o să primești cerere de prietenie, că așa o să decidă lumea. Asta nu-mi place, asta nu-mi place, asta nu-mi place. Hai, hai, hai. Ei, bun, bun. Mamă. Bine, 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 am câștigat. Opa, Daruxele. Mamă, nu. Mamă, băieți, nu știu, am vedeți voi. Gata, Daruxele, gata, băieți, nu știu. Hai că dăm drumul și la spinner, dar lăsați voi acolo în comentarii dacă să-i dăm cerere lui Daruxele sau nu, că e cam nașpa, sincer. Kevin, felicitări totuși pentru că ai participat, dar... Fii atent! Ah, crezi că pică legendară, mi-au picat 5 gemuri și mai dăm acum un spin. Mamă, dar stai că s-aude cam tare jocul, trebuie să-l dau mai încet. Norocul... Fii atent, Daruxele, dacă pică legendară din spinul acesta, îți dau cerere, orice ar fi. Fii atent, deci roagă-te să pice legendară că dacă nu, nu primești. N-a picat, a picat 3, nu, 5 gemuri. Deci mi-a dat 10 gemuri, fiți atenți câte gemuri am, 50, n-am ce să fac, din păcate. Hai, taci. Vă rog, scrieți comentarii, da? Că dacă scrieți, dar eu nu o să mai fiu toxic cu nimeni. Da. Dar tot o să fiu toxic dacă mă enervez. Așa că nu mă enervați și trebuie să ziceți în comentarii. Nu uitați dați like și subscribe la Rafael G și like, vă rog. Like și subscribe și like, în fine. Da, oricum, a zis bine, like, subscribe. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Ia, Kevin, spune ceva lui Daruxele. Ce părere ai că a câștigat Daruxele? Ce a fost? A fost un meci bun. Uite, Daruxele, el... A zis că a fost un meci bun, tu ești cam toxic, Daruxele, prea toxic ești. Știu, îmi pare rău, Kevin. Mă ierți, te ierți că am fost toxic cu tine. Asta acum, v-am zis, totul depinde de voi să-i dați acolo în comentarii să scrieți dacă Daruxele să primească cerere de prietenie sau nu. Totul depinde de voi, dați un like, un subscribe dacă încă n-ați făcut-o, cu clopoțel, să aveți notificări activate. Daruxele, sper că o să pierzi, pa, pa!